Hai să vă arăt ceva ce n-am mai făcut de mult. Adică azi am fost și eu până la Urziceni, mă rog, până undeva lângă Urziceni, și am zis să, după ce am montat anvelopele, roțile de fapt cu anvelope de vară, am zis să fac și eu consumul din nou, să vedem cum mai stă ea la consum. Adică am mers foarte legal pe 85. Hai să vă arăt ceva interesant. Deci am 3, 3, 3, 3, așa, 5, 6, 2, 333.562 de kilometri. Am parcurs 130 de kilometri. Aici arată că am consumat 7,1 litri. La pompa au fost 7 litri. Consumul aici arată 5,5. Mie mi-au ieșit 5,38, 5,4. Mă rog, aproximativ la fel. Mai am 820 de kilometri, deci după ce am parcurs 130, aici 130, și voiam să vă arăt media, mă rog, acum a mai scăzut un pic, dar media era 60 de kilometri, în 130 de kilometri parcurși, ceea ce mie mi se pare destul de foarte bine, pentru că mulți dintre voi știu mașina, știu cât de alergată este și așa mai departe, dar se pare că consumul a rămas în tot specific Renault, asta, adică tot specific motorul de 1.5, asta în condițiile în care este și remapată și este și mai grea cu vreo 200 și 300 de kg, cu tot cu mine. Se pare că dacă vrei să-ți consume puțin, probabil asta e valabil în toate cazurile, nu doar în cazul meu, dacă vrei ca o mașină să consume puțin, adică chiar poate să consume puțin. Am mers cu 90 pe 85, adică fix ca începătorii. Nu era aglomera, n-am încurcat pe nimeni. Eu oricum merg pe banda aceea care se spune că este acostament și nu bandă, în cap perfect acolo, chiar dacă sunt gropi. Dar îmi place să merg pe acea bandă să-și vadă fiecare de treaba lui, adică cei care vin din spate să nu fie deranjați în cazul în care mergi mai încet. Deci eu am rămas din nou impresionat după atâta timp și cât am făcut cu mașina asta, că consumul este foarte decent. Asta dacă vrei să-ți consumi puțin, nimic de spus. Am cauciucuri de vară Sava, nu sunt nu știu ce cauciucuri, 215, 65, 16, sunt cauciucurile standard. Ce să mai zic? Mă declar mulțumit din nou. Hai să ne auzim cu bine.